PUSL Hunedoara și-a deschis porțile. Organizația județeană a Partidului Umanist Social-Liberal și-a prezentat politica, țelurile, membrii, dar și manifestul umanist pentru Transilvania. Documentul va apărea periodic și va aduce în atenția alegătorilor soluțiile propuse de politica social-liberală pentru ca România să devină o țară puternică pe propriile picioare. La eveniment au participat atât lideri locali, cât și invitați importanți de la nivel național, cu toți uniți sub același slogan: fapte, nu vorbe. Mai mulți membri din întreg județul s-au alăturat liderilor organizației și ai partidului la acest eveniment important. Inaugurarea sediului a fost prilejul potrivit pentru a vorbi despre partid și soluțiile aduse de PUSL în fața electoratului. Detalii despre conceptul politic sunt prezentate în primul număr al Manifestului Umanist de Transilvania. Femeia de afaceri Raluca Bugnar este atât președintele organizației Hunedoara, cât și coordonatorul pentru Transilvania al Partidului Umanist Social-Liberal. Am lansat Manifestul Umanist de Transilvania, care astăzi este primul număr, va apărea în fiecare lună. Vom vedea rubrici foarte importante, care vor veni sugestii de la cetățeni pentru articole. Vom avea rubrică de istorie militară, vom avea rubrică de antreprenoriat, probleme ridicate de cetățeni, sănătate publică, pensii, pentru că avem un departament în cadrul partidului nostru de persoane vârstnice. Iată că punem un punct important pe harta politică județeană prin deschiderea biroului județean. O să ne vedeți foarte activ, de altfel cum am fost și până acum, dar acum este lansat oficial acest lucru. Avem o echipă formată din specialiști, oameni care vor să facă, așa cum ați auzit și astăzi aici în sală, care sunt pregătiți să vină cu propuneri, cu fapte concrete pentru locuitorii județului Hunedoara. Organizația Hunedoara nu are doar o echipă puternică care se sprijină pe specialiști în diverse domenii, dar este și una dintre cele mai active filiale, cu membrii care au avut un cuvânt de spus în administrație și în trecut. Proiectele umaniste vor fi susținute în continuare și transpuse în fapte. Raluca Bugnar, președinta organizației noastre de la Hunedoara, care a vrut să dea un semnal de forță și sigur că am venit să întărim și noi aici structura de partid organizatorică, astfel încât să înțeleagă toți hunedorenii că o susținem, că suntem alături de ea și că avem toată încrederea că Raluca este cel mai potrivit președinte pentru organizația umaniștilor social-liberali de la Hunedoara. Eu mi-am dorit întotdeauna continuitate filialei Partidului Umanist și cred că această continuitate s-a văzut astăzi, pentru că am avut în mijlocul nostru colegi și colege care vor să demonstreze. Întotdeauna mi-am dorit și mi-au plăcut femeile frumoase, dar și inteligente. Astăzi am avut parte de ele și sunt convins că la timpuri noi, acești oameni noi vor continua proiectul umanist în județul Hunedoara și nu numai, ci în toată România. Prezentă la eveniment, Lavinia Șandru spune că este convinsă că politica social-liberală poate salva România și o poate transforma într-o țară puternică. PUSL are deja câteva proiecte de legi importante. O Românie puternică trebuie să fie neapărat o Românie social-liberală. O Românie care să facă în așa fel încât bariera și prăpastia dintre săraci și bogați să nu crească pe zi ce trece, ci să se micșoreze, și o Românie în care să avem de-a face cu niște limite când vine vorba și de dezvoltare, când vine vorba și de tot ceea ce face în așa fel încât în societate cu toții să avem locul nostru și protecția noastră. Liderii PUSL au anunțat că partidul va candida pe liste proprii atât la alegerile locale, cât și la nivel național.